Doamna Roiu, dumneavoastră, am înțeles că nu ați fost de serviciu chiar în noaptea aceea când au venit pacienții de la colectiv, dar ați intrat în tură după aceea. Sâmbătă, a doua zi. Știați, practic, ce vă așteaptă? Am deschis televizorul dimineața, înainte de a pleca în gardă și am văzut nenorocirea și atunci am realizat, de fapt, ce mă așteaptă la spital. Înainte de asta, la ora 2 noaptea, am primit un telefon după un număr necunoscut, la care n-am răspuns, evident. Și am aflat tot a doua zi că era, mă sunase doamna director economic, ca să-mi spună, probabil, să vin la spital. Și la ce oră ați intrat în gardă? La ora 9, aproximativ. 9, sâmbătă dimineața. Și când ați ajuns acolo, cum? Care era stadiul? Când am ajuns acolo, era, bineînțeles, foarte multă agitație, multă lume. Erau colegii mei, 3 anesteziști, plus chirurgii care fuseseră de gardă. Și am aflat detalii mai multe. Și cum era starea pacienților? Ați lucrat cu ei, adică i-ați îngrijit? Pacienții, da. Pacienții erau critici, doar că era destul de mult haos, așa. Relațiile mele profesionale cu actualul șef erau destul de încordate la momentul acela și deoarece, din cauza asta, i s-a interzis doctoriței anesteziste care a fost de gardă în noaptea aia, i s-a interzis de către acest șef să mă cheme la spital. L-a sunat de două ori. Prima oară i-a spus, știți, a fost un accident colectiv, ce fac? I s-a răspuns de către acest șef, stai liniștită că o să intre oricum doar în două săli de operație, deci nu te agita. A doua oară, când nu se mai terminau intrând pe poarta spitalului pacienții, l-a sunat iarăși și a spus, domnul doctor, este groasă, ce fac, o chem pe doamna doctor Roy? Și i s-a spus nu. Deci acest șef a dovedit încă o dată că este irresponsabil pentru că a confundat relațiile personale cu niște relații pur profesionale, adică a pus deasupra orgoliile lui și vanitățile lui deasupra vieții unor pacienți. Puteți să ne descrieți care erau condițiile din spitalul de azi la momentul acela? Condițiile erau total improprii. Eu, mă rog, mă luptam de ani de zile cu ele, le știam, tocmai reproșasem, făcusem referate în ultimele, la un raport de gardă, chiar l-am întrebat pe actualul director medical dacă știe care este mortalitatea în terapie intensivă. Și mi-a răspuns într-un final că probabil 10%, care este rata de supraviețuire. Mi-a spus că probabil 10%. Și atunci am zis, bun, și nu, tu nu-ți pui probleme, nu te îngrijorează. A ridicat din umeri, neputincios, și am continuat. Deci, rata de supraviețuire era foarte mică, infecțiile intraspitalicești nozocomiale erau la ordinea zilei, ventilatoare nu erau, ca dovadă că în noaptea respectivă au fost aduse ventilatoare de la alte spitale. Deci, condițiile, v-am spus, erau total inadecvate pentru tratarea unui ars critic. Deci, practic, în noaptea aceea, oamenii aceia nu aveau unde să fie aduși la un spital cu profil de ars în România. Era singurul spital de Arși, doar că adică era personalul pregătit? Era personalul,
patologia, mă rog, se primeau numai pacienți ar și era o anumită experiență, dar condițiile erau total improprii. Acum se renovează ATI-ul. Va fi o diferență față de anul trecut? Acum se renovează ATI-ul, doar că așa zisa renovare a mai fost făcută acum circa 8 ani. La fel, l-au dat până la cărămidă zidul, jos, și au refăcut. Au pus iarăși rigips, iarăși... Nu s-a dat s-a spus la un moment dat că vor da cu flacără să omoare piocianii. Nu s-a făcut niciun fel de dezinfecție specială a pereților. Și în aceste condiții, eu am spus și o repet, probabil că o perioadă nu vor mai fi așa infecții. Dar după câteva luni, un an maxim, lucrurile vor sta la fel. Deci, practic, ne trebuie o clădire nouă. Total. Practic, ne trebuie o clădire nouă. Am avut, deci după ce s-a închis secția, au primit un pacient în jur de 50 de ani, cu arsuri superficiale, cu o suprafață de 15%, care n-a mai fost internat pe secția de terapie, a fost internat pe secția de arsuri, unde s-a făcut un salon de pacienți critici și care a murit. Deci piocianicul nu este numai în secția de terapie, este în tot spital. Deci degeaba e curat în secția de terapie dacă după operație ești de acolo, te duci într-un pat normal. Bineînțeles. Contact. Deci în momentul acela v-ați dat seama că șansele de supraviețuire a pacienților care se aflau atunci în spital erau... de 10%. Știam. Și știau toți medicii. Știau și medicii, doar că... Și cu toate acestea au fost trimiși în străinătate destul de târziu. Foarte târziu. Aveau șanse de supraviețuire o parte din ei? Evident că în alte condiții aveau alte șanse de supraviețuire. Puteți să ne descrieți un pic, din punct de vedere medical, ce înseamnă un mare ars? Adică ce se întâmplă la nivelul organismului? Un mare ars. Pielea, practic, este bariera noastră de protecție împotriva infecțiilor, împotriva tuturor microbilor din exterior. Nemai având această barieră de protecție, suntem predispuși la infecții. Mult mai mult decât un om normal. În spitalul nostru există microbi, ca acest piocianic, rezistent la absolut toate antibioticele. Deci vă dați seama că este esențial, este vital ca un asemenea pacient să fie perfect izolat, să aibă niște condiții optime ca să nu se infecteze, pentru că practic asta înseamnă moarte. Și acolo, din ce știam, avea o singură baie, o singură cadă în care se lua pe toți. Da. Și aceea era, nu tocmai curată. Știți că la un moment dat au fost controle de la DSP, care controle au relevat că, de fapt, sunt foarte puțini, foarte puțini germeni în spital. Și eu am recoltat din saloane, din apa sterilă de la blocul operator, din apa de la duș. Și am dus aceste probe la Spitalul Victor Babeș. Și rezultatele au fost catastrofale. Deci eu am demonstrat prin aceste probe că există piocianicul rezistent la toate antibioticele, că în apa sterilă de la blocul operator cu care chirurgii se spală înainte de a intra în operație, există de asemenea bacili, există de asemenea microbi. Aceleași microbi există și în apa de la dușul cu care se spălau pacienții în fiecare zi, pacienții arși. Nu avem nicio șansă. De ce DSP-ul raportează greșit? Pentru că DSP-ul, am aflat și eu atunci, cu acea ocazie, că de fapt este în subordinea guvernului. Și după cum ați văzut, organismele statului au, nu știu de ce,
au tot interesul ca să țină ascunse toate aceste adevăruri, ca să nu vedem de fapt cât sunt de incompetenți și irresponsabili și cât sunt de ineficienți în a administra sistemul de sănătate, practic. Au mai fost nereguli în perioada aceea, imediat după colectiv, în tratarea victimelor, nereguli care poate n-am auzit până acum de ele? Da, au fost. S-au făcut inclusiv greșeli medicale. Eu am avut un pacient foarte grav și care necesita, pentru că ei foarte mulți au avut leziuni inhalatorii, leziuni pulmonare, el necesita un mod de ventilație special, mod de ventilație pe care îl puteam face doar cu un aparat de ventilație din terapie intensivă. Am vrut să iau acel aparat în sala de operație, iar acest șef al meu mi-a interzis. Deci pe lângă, cum să vă spun, greșelile, minciunile pe care le-au făcut și le-au spus, nu știu cum să numesc, asta probabil este și un act criminal în fond, adică pentru mine atunci a fost șocant ce se întâmpla de fapt și cum mi se scriam în foile de observație, analize, diverse analize care mi se tăiau după aia pentru că acest șef vrea neapărat să, nu știu, ce să demonstreze. De ce nu vine pacientul pe primul loc? Pentru că tot sistemul de sănătate este construit, practic, este, cred că, singura idee cu care sunt de acord cu domnul ministru actual, pe un sistem feudal. Adică șefii la noi sunt abuzatorii. Șefii controlează totul, șefii practic îți comandă inclusiv ce tratament să faci, cum să faci, deși medicul curant în orice țară civilizată este suveran în ceea ce privește pacientul, în ceea ce privește tratamentul pe care îl tu îi recomanzi. Deci șeful practic ar trebui să fie doar să aibă responsabilități doar administrative, adică să-ți ofere ție practic toate condițiile optime în care să-ți exerciți meseria. Celebrul video cu viermii. Cum? Celebrul video cu... Da. Bănuiesc că nu e prima dată când s-a întâmplat ceva de genul. Ca acum eu n-am mai văzut. Deci au mai fost, nu știu, anii trecuți așa, mai vedeai unul răzleț, dar acum erau, deci rămăseseră doi pacienți în reanimare și ambii aveau viermi. Deci eu am apucat să-l filmez doar pe unul, dar mai era... Dar mai era cineva. Mai era cineva, da. Situații de genul ăsta nu există la pacienții de la colectiv. Nu, pentru că sau... era iarnă. A, era iarnă. În momentul vă dați seama dacă se întâmpla vara. Da. Ce ați vrea să vedeți pe viitor, realist vorbind, ce credeți că se poate întâmpla și la noi în sistem? Adică Vlad Voiculescu a început niște, dar e doar un început, sunt zeci de ani de bătaie de joc în urmă, care trebuie curățați. Cum credeți că putem ajunge și noi la niște standarde europene, măcar din punct de vedere psihologic, oamenii să pună pacientul pe primul loc, în orgoliu personal, și să se construiască spitalele? Spitalele, după cum vedeți, nu se construiesc. Eu sunt foarte dezamăgită de reacția ministrului, pentru că s-a spus, bun, vine un ministru nou, care nu e în sistem, care nu vine din sistem și care poate să facă lucruri bune. Doar că am realizat
după filmul cu viermii, a venit în spital. Ne-am strâns toți medicii și atunci am realizat dezastru. Pentru că am gândit, în momentul în care un om vine și îți spune adevărul, îți arată, de fapt, condițiile și tu îl pui la zid pe acel om, în loc să-l folosești ca să cauți soluții, să schimbi lucrurile, atunci am realizat că, de fapt, nu se va schimba nimic. Și de asta nu știu la întrebarea asta să vă răspund ce ar trebui să facem, care ar fi soluțiile, într-adevăr, ca să se schimbe lucrurile. Pentru că senzația mea este că niciodată pacientul nu va fi pus pe primul loc, pentru că sunt interese personale, materiale, de grupuri, de tot felul. Să ne tratăm în străinătate, direct? Eu am și spus la un moment dat că dacă mi se întâmplă ceva, să mă ducă direct în altă țară. Mulțumesc mult de tot! Plăcere!